Mii de oameni au vibrat la unison la evenimentul de lansare a candidaților Partidului Național Liberal organizat la București. Lideri, membri și simpatizanți liberali și-au manifestat credința și hotărârea de a se bate pentru a obține un rezultat de excepție în alegerile parlamentare. Mesajul președintelui partidului, Călin Popescu-Tăriceanu, a fost fără echivoc. Liberalii au toate motivele să stea cu fruntea sus. Au guvernat bine și responsabil. Dovadă rezultatele economice remarcabile. Au lucrat în beneficiul oamenilor acestei țări. Mărturie creșterile fără precedent ale pensiilor și ale veniturilor salariale. Au avut curajul și tăria să facă din interesul național o prioritate asumată politic. Astăzi, România este pe locul întâi în Europa la creștere economică. Am dublat salariile și pensiile. Vreți să știți cum au guvernat liberalii? Întrebați-i astăzi pe românii care pot să călătorească liber în străinătate și să muncească acolo unde își doresc. Întrebați-i pe românii care și-au găsit în ultimii ani slujbe bine plătite acasă. Întrebați pensionarii care acum duc o viață ceva mai bună pentru că pensiile lor s-au dublat. România liberală este România europeană care încurajează investițiile și concurența și oferă șanse celor cu inițiativă și care sunt activi. Liberalii sunt încrezători pentru că, dincolo de viziunea coerentă a programului economic și politic, ce îi definește ca singura forță veritabilă de dreapta, se prezintă în fața alegătorilor cu personalități remarcabile, atât din rândul celor consacrate politic, cât și nume noi, dar care și-au confirmat profesional valoarea. A trebuit să treacă 15 ani, să vină liberalii la putere ca România să se ridice din genunchi, să-și recapete demnitatea, să devină membru al familiei europene, să-și reclădească drumul către bunăstare.